E bine, acum nu este de ajuns să postim de la bucate doar și celelalte să se îngrămădească. Știm prea bine că cum începe postul, încep și ispitele grele, încep încercările care nu suntem scutiți niciunul dintre noi, atât monahii cât și dumneavoastră, mai cu seamă cei care într-adevăr vă căutați frumos de suflet și cu adevărat sunteți în slujba lui Dumnezeu, cu credință vie în Dumnezeu. Și iată că nu mai în postul, precum bine v-am spus deseori, putem să ne apropiem de Dumnezeu, să fim în slujba lui Dumnezeu, să fim mai curați, mai iertători, mai milostivi, fiindcă în orice Sfântă Evanghelie, în orice cuvânt propovăduit din Sfânta Evanghelie, suntem atenționați să fim milostivi. Cât de mare este darul milostenii. Cât de mare și greu păcată este zgârcenia. De pildă, lângă omul zgârcit, să știți că nu prea rezistă oricine. Îi se duce vestea foarte repede. Vezi că cu tare nu-ți dă un pahar cu apă de geaba, sau cum spun în lume, în popor. E bine, darul acesta nu-l are oricine. E foarte greu de câștigat. Să fii milostiv, dar să totodată să nu cârtești când ai făcut milostenie. Adică în gând, în taină, să spunem așa, părându-ți rău de ceea ce ai făcut în ziua aceea. Ai văzut că milostivul Dumnezeu nu ne rămâne dator niciodată. Dăm un bănuț, Dumnezeu ne înmulțește. Dăm o bucată de pâine, prin cineva trimis al lui Dumnezeu, ne trimite mai mult cât am dat. Depinde de credința noastră și să fim conștienți că o spun deseori în fiecare duminică, în chipul unui bătrân, a unei văduve, a unui prunc, orfan, este chipul lui Hristos, care așa ne cercetează Hristos pe pământ, să ne vadă acest dar. Cred că deseori am căzut în acest păcat, chiar dacă am avut. Nu ne-am îndurat să rupem o bucățică și să dăm, spunând și gândind că avem noi copii de crescut sau ne-a ajuns destul, dar să mai dau și la alții. Ori Dumnezeu, drăguțul care mulțește și blagoslovește tot ce în casa, gospodăria dumneavoastră, a noastră tuturor, ați văzut că un om cu credință gândește foarte curat și chiar Sfânta Carte spune că îmblânzești mânia lui Dumnezeu pornit asupra ta cu darul milostenii. Adică, mai bine spus, îl împrumuți pe Dumnezeu când ai făcut o milostenie. Cât de mic ar fi ea, cât de mic ar fi ea. Îmi readuc aminte foști monahi din acest loc binecuvântat, monumentul istoric unde a slujit călugări cu viață desăvârșită, nu aveau așa multe să-i dea de pomană. Fostul stareț al mănăstirii, precum bine ați auzit cei mai vechi, dormea doar în chiliuța aia unde am stat eu prima dată un an de zile și n-avea de ale mâncări așa mult sau cum sunt astăzi timpurile, dar el, gândind așa, fiind foarte milostiv, știind că lumea, poporul umblă pe jos spre Iași, din Țivana și toate zonele mănăstirii, făcea câte o fântână pe câmpuri, așa unde considera sfinția sa că oamenii trec spre Iași, spre târg, ca să bea o cană cu apă și punea lângă fântână cartofi fierți cu sare acolo, câtă pomană putea să facă acest om cu viață sfântă. Din ceea ce avea puținul care îl avea doar. Încăpiți ce roade dă și câte îți dă Dumnezeu. Dacă cu siguranță fiecare dintre noi am avut în viața noastră, când am făcut o mică faptă, Dumnezeu ne-a prea blagoslovit. Și tot ne-am gândit, Doamne, dar de unde vine? Cum am putut și am reușit? E bine, pot să iau o mărturie vine în viața locului de aici, când am apărut după Revoluție 90, n-aveam unde să-mi plec capul. Și cum am să trăiesc eu în acest loc pustiu și anemănuit? Și iată Maica Domnului,
cum a blagoslovit, că n-aveam pe cine binecuvânta, 2-3 oameni duminica, cu zeierii de popor, cum spunea un părinte. A dus Maicuța Domnului pe cei care o iubesc și care o cinstesc, îndeajuns, atâta popor, că la noi ori duminica, o hram este aceeași situație. Credincioși și pelerini, evlavioși, vin către Sfânta Icoană, păcătoare de mâini cu mare credință. Și să știți că e foarte multe minuni se întâmplă în ultima vreme, dar tot timpul la Sfânta Icoană. Atâta popor vine să ne spună ce i s-a întâmplat, care n-au avut copii. Au copii, aduc să-i închine la Maicuța Domnului, care au umblat prin tratament în alte țări. Și vin la Maicuța scumpă să-i închine, să-i mulțumească. Sau să ne arate nou, vedeți copilul ăsta, părinte, am venit aici și plângeam la Maicuța Domnului când am avut copii și iată ne-a dat acest rod. Se mulțumesc Maicii Domnului. Boli fără de leap, care nu cred că mai gândea vreodată că va fi sănătos. Avem mărturia vie a preotului care a venit și s-a spus că mai trăiește 3 ani de la Sibiu. Când s-a dus la control, metastază împărțită, i s-a spus ce rugăciune a făcut părinte că nu mai a dispărut metastază. Avem atâtea că nu pot să vă dispun până dimineața asta. Să vă spun câte minuni și nici n-am văzut omul la chip. Au venit cu credință direct la Maica Domnului și au plâns la Maicuța Domnului acolo. Și Maicuța scumpă i-a întors înapoi așa cum a trebuit și cum a cerut părâna și credința lor. Fiindcă când nu ai credință, n-ai făcut nimic. Așteptând să se roage alții pentru tine, așteptând să facă alții o milostenie pentru tine, când vine Sfânta Duminică sărbătoare, vine lenea și necuratul diavol care aduce lene, somn, precum că suntem obosiți și nu mai pot rezista la Sfânta Liturghie, ați văzut că are satana destule care aduce asupra creștinului, asupra omului, că spune că să ne ferească Dumnezeu de ispite care vine la trup, om sau diavol. Ați văzut și în timpul Sfintei Liturghii, când ești cu gândul curat, satana lucrează în așa fel să îți dugă gândul, mintea spre casă, spre celelalte lumești, ca să-ți fure dulceața rugăciune a Sfintei Liturghii. Dar credința vine în Dumnezeu și înclinându-ne și neavând grijă cine lângă noi, cine a intrat în biserică, cum arată, cum e îmbrăcat, și capul plecat cu pioșenie și smerenie la pământ, implorând tainic mila lui Dumnezeu și cu gândul, cu credința, cu auzul la Sfânta Liturghie, la ihtenie, la cuvântul lui Dumnezeu propovăduit, Dumnezeu ne va slobozi din toate încercările, fiindcă viața noastră este o încercare continuă. Ați văzut că ne împresoară foarte multe ispite, să spunem așa, suferință fără de leac. Dumnezeu, drăguțul, ne trimite, dar tot Dumnezeu lucrează prin medici care sunt binecuvântați de Dumnezeu cu acest har divin, fiindcă și până la urmă și medici înainte de operație, v-am mai spus-o, deseori, care sunt cu adevărat creștini, se închină, se roagă lui Dumnezeu, Maicii lui Dumnezeu, să reușească operația. Și ați auzit deseori din gura medicilor, acum duceți-vă prin biserică, atât am reușit să fac până aici. Mai departe, căutați-vă frumos și duceți-vă prin biserică să vă mai salveze și milostivul Dumnezeu, care și noi, la rândul nostru, lucrăm cu Dumnezeu, doctorul sufletelor, care este preotul și a trupurilor este medicul. De aceea, trebuie să nu uităm că trăim pe fața Pământului acest lucru. Și apoi să ne gândim frumos, dar și cu tremurător totodată, gol am fost și m-ați îmbrăcat, plămând am fost și m-ați hrănit, întemnițat am fost și m-ați cercetat. Când, Doamne, ai fost gol și te-am îmbrăcat, plămând și te-am hrănit, întemnițat și te-am cercetat? Când? Întrebarea noastră este, când, Doamne? Într-adevăr, această întrebare este pusă nouă tuturor. De câte ori am cercetat un bolnav, chiar la 2 pași de casa noastră, am uitat de suferința lui, am uitat că poate el nu are pe nimeni să-l ajute, să-i dea o cană cu apă,
Mulțumim Bunul Dumnezeu pentru toate măicuța scumpă a Domnului să vă ajute, să vă acopere Sfântul Său omofor. Astăzi avem praznicul Parastaso, a 7-a an, a monahiei Lavrentia, care a vețit la noi timp de 14 ani. Am spovedit-o cât era și în lume, cred că în jur la 20 de ani cu totul. Și a dorit mică copilă să ajungă monahii într-o mănăstire. Și părinții, fiind mai, știți cum, înțipitori de copii, fiindcă, nu știu dacă eu pot spune ca fiică, dar nu i-a dat voie să se călugărească. Și apoi s-a căsătorit și a avut doi copii, dar toată viața ei a fost spre mănăstire. Tot venind aici la spovedanie, părinte, vă rog să mă primiți, vă rog să mă primiți, că nu pot să mă liniștesc, gândul meu e să mor în mănăstire. Am vețit 14 ani la noi, iată că sunt 7 ani când am plecat la cele veșnice. A fost, să vă spun în cuvinte, să o laud, de o evlavie înălțătoare. Atât de curățenie, numai Sfântul Preasă, cât și evlavia și hărnicia. Cred că ați cunoscut-o majoritatea, și făcea ascultare acolo la lactate, la Brânzeturi, cât de frumos vorbea cu lumea, câtă lume o căuta din glasul ei dulce care vorbea cu omul. Să nu uităm că în a doua săptămână a postului Sfântului Paște avem taina Sfântului Masul la ora 16, deci în a doua duminică din postul mare, ora 16 va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop de Bălți, care l-ați cunoscut foarte mulți, Antonie. Apoi de Florii, să ajungem sănătoși până la Florii, va fi prezența Preasfințitul Părinte Episcop Nitifor Botoșăneanu, de data aceasta, nu la 16, la 17, taina Sfântului Masul în ziua de Florii. Deci, iată, ne-a blagoslovit Dumnezeu cu două slujbe afere și două Sfinte Masuri, care știm bine că în fiecare post la noi se face Sfântul Maslu de două ori cu ierat. O măicuța noastră, te rugăm, ferminte, să ne asculți de-a pururi, marea rugăminte. Cu toți o rodă pe Maica Domnului. Nu ne lăsa, măicuță, să ne lăsa, măicuță, să plâng de cale, căci noi suntem fii lacrimilor. Călător pe marea veșnitul burată, Maicuță, să plâni pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, Maicuță,